1676. Când mi-am ridicat privirile și am văzut-o, era să scap cuțitul din mână. Nu o mai zărise în vreme de 10 ani. Părea aproape neschimbată, deși se mai lățise și pe fața ei ciupită de vărsat, se adăugaseră acum niște cicatrice pe unul dintre obraji. Martie, care venea din când în când să mă vadă, îmi vorbise de accident. Pulpa de berbec o împroșcase cu ulei fierbinte. Nu se pricepuse niciodată să facă fripturile. Stătea la oarecare distanță, încât nu-mi dădeam seama dacă venise într-adevăr să mă vadă. Totuși, știam că nu putea fi o întâmplare. Timp de 10 ani reușise să mă evite într-un oraș care nu era prea mare. Nu întâlnisem nici măcar o dată în piață sau la hala de carne sau de-a lungul vreunui canal principal. E drept că nici eu nu mai călcasem pe Ude Langendick. S-a apropiat cam în silă de tarabă. Am pus cuțitul pe masă și mi-am șters pe șorți sângele de pe mâini. Bună, Tarneche. Am salutat-o calm ca și cum ne văzusem doar cu câteva zile în urmă. Cum îți mai merge? Stăpâna vrea să te vadă, a spus Tarneche tăios încruntându-se. Să vii la casa ei azi după amiază. Trecuseră mulți ani de când nu mai îmi poruncise cineva pe un asemenea ton. Clienții comandau diferite lucruri, dar era o mare deosebire. Puteam să-i refuz, dacă nu-mi plăcea cum îmi vorbeau. Ce mai face Maria Tins? Încercam să rămân politicoasă. Dar Catarina? Bine, atât cât se poate, dacă ții cont de ceea ce s-a întâmplat. Sper să o scoată la capăt. Stăpâna mea a fost nevoită să vândă unele proprietăți, dar e scusită și se pricepe să facă aranjamente. Copiii sunt bine sănătoși. Ca și în trecut, Taneche nu rezista să nu laude pe Maria Tins în fața oricărei persoane dispuse să o asculte, chiar dacă asta însemna să dea cam prea multe amănunte. Două femei se apropiaseră și stăteau în spatele lui Taneche așteptând să fie servite. O parte din mine regreta că ele erau acolo, fiindcă nu puteam să-i pun mai multe întrebări, să o determin să-mi dezvăluie detalii, să-mi povestească pe larg despre cât mai multe lucruri. Dar cealaltă parte din mine, cea cu judecată, cărei rămăsesem credincioasă, de atâția și atâția ani, nu voia să am de-a face cu ea. Nu voiam să aud, să aflu. Femeile se mutau când într-o parte, când în alta, fiindcă Taneche se proptise zdravă în fața tarabei și chipul i se mai înseninase, cu toate că rămânea încă încruntată. Cântărea din noi bucățile de carne puse pe teșghea în fața ei. Dore să cumperi ceva? Am întrebat-o eu. Întrebarea mea a smuls-o din încremenire. Nu, am urmărit ea. Acum ei cumpărau carnea de la o prăvălie situată în capătul cel mai îndepărtat al halei de carne. Îndată ce am început să lucrez alături de Peter, ei s-au mutat la almăcelar, atât de brusc încât nici nu-și achitaseră nota de plată. Ne datorau și acum 15 guldeni. Peter nu le-a cerut niciodată banii. E prețul pe care l-am plătit pentru tine, mă tachina el uneori. Acum știu cât valorează o slujnică. Nu râdeam când spunea vorbele astea, am simțit cum o mânuță mă trage de rochie și m-am uitat în jos. Micuțul Franz mă găsise și se agățase de fusta mea. L-am îngăiat ușor pe creștetul capului, pe părul blond, creț și des, ca al tatălui său. Aici erai? Am întrebat. Unde-s Ian și bunica? Era prea mic și n-a fost în stare să-mi spună, apoi am văzut pe mama și pe fiul meu cel mare, care veneau spre mine printre tarabe. Taneche s-a uitat la fiii mei, când la unul, când la celălalt, și fața i s-a năsprit. Mi-a aruncat o privire acuzatoare, dar n-a spus ce gândea. S-a tras înapoi și a călcat-o pe picior pe femeia care se afla exact în spatele ei. Ai grijă să vii după amiază, a spus ea și s-a îndepărtat înainte ca eu să-i pot răspunde. Acum ei aveau 11 copii. Marghe și cumetrele din piață mă țineau la curent. Totuși Catarina pierduse copilașul pe care îl născuse în ziua când avusese loc întâmplarea cu pictura și cuțitul. Îi dăduse naștere chiar în atelier, nu putuse să coboare scările și să se așeze în patul ei. Copilul venise pe lume cu o lună mai devreme și fusese mic și bolnăvicios. Murise la puțin timp după ospățul dat în cinstea nașterii lui. Știam că Taneche mă considera vinovată de moartea lui. Uneori îmi imaginam atelierul cu sângele Catarinei pe pardoseală și mă întrebam cum de era el în stare să lucreze acolo. Iana a alergat spre fratele său și l-a împins într-un colț, unde au început să se joace cu un os, îl loveau cu piciorul și îl trimeteau de la unul la altul. Cine era femeia? A întrebat mama. Ea nu văzuse niciodată pe Taneche. O clientă. Adesea ofeream de lucrurile care știam că ar tulbura-o. De când a murit tata, ea se speria de orice lucru nou sau diferit și de orice schimbare, ca un câine rămas fără stăpân. N-a cumpărat nimic. Nu aveam ce dorea ea. M-am întors să servesc clientul următor înainte ca mama să-mi pună alte întrebări. Peter și tatălui au apărut, care au o jumătate de vită. Au aruncat-o pe masa din spatele prăvăliei și au luat cuțitele. Ian și micul Franz și-au abandonat osul și s-au dus în fugă să se uite. Mama s-a retras, nu se obișnuise să vadă atâta carne. Eu mă duc înainte, a spus ea luându-și căldarea pentru cumpărături. Poți să vezi de copii după masă? Am demers în oraș cu niște treburi. Unde te duci?
Am ridicat din sprâncene. Îi reproșase mai înainte mamei că pune prea multe întrebări. Îmbătrânise și devenise bănuitoare chiar și când nu avea motiv. Totuși acum, când aveam ceva de ascuns, m-am simțit ciudat de calmă. Nu i-am răspuns la întrebare. Cu Peter era mai simplu. El și-a ridicat privirile de la lucrul lui. I-am făcut semn din cap. Se hotărâse de mult timp să nu pună întrebări, chiar dacă știa că uneori aveam gânduri pe care nu i le mărturiseam. În noaptea nunții, când mi-a scos boneta, văzuse găurile din urechi, dar nu pusese nicio întrebare. Găurile se vindecaseră de mult. În locul lor, rămăseseră doi muguri mici de carne întărită pe care îi simțeam, doar dacă strângeam tare lobii între degete. Trecuseră două luni de când aflasem vestea. De două luni puteam să umblu prin Deft fără să mă mai întreb dacă am să-l văd sau nu. În anii care trecuseră, îl mai zărisem întâmplător, de la distanță, când se ducea la ghildă sau se întorcea de acolo sau în apropiere de hanul mamei lui, sau când se îndrepta spre casa lui Van Leeuwenhoek, care se afla nu departe de hala de carne. Nu m-am apropiat niciodată de el și nu sunt sigură că el m-a văzut vreodată. Mergea cu pași mari pe stradă sau prin piață, cu ochii ațintiți spre un punct îndepărtat, nu din îngânfare sau din adins, dar ca și cum se afla într-o lume diferită. La început mi-a fost foarte greu. Când îl vedeam, înghețam oriunde aș fi fost, simțeam cum mi se strânge pieptul și mi se taie respirația. Eram nevoită să-mi ascund reacția față de Peter, tatăl și fiul, de maică mea, de cu metrele curioase din piață. Am crezut mult timp că și el se mai gândește la mine. După o vreme, totuși, a trebuit să recunosc în sinea mea că pentru el tabloul în care mă zugrăvise fusese tot timpul mai important decât mine. Mi-a venit mai ușor să mă împac cu situația după ce se născuse Ian. Fiul meu m-a determinat să mă dăruiesc familiei mele așa cum făcusem când eram copil, înainte de a deveni slujnică. Cu un prunc în brațe am încetat să mă mai învârtesc în jurul stelei cu 8 colțuri din piață, întrebându-mă ce se află la capătul fiecăreia dintre vârfurile ei. Când îl vedeam pe fostul meu stăpân trecând prin piață, inima nu mi se mai strângea ca un pumn. Am încetat să mă mai gândesc la perle și la blană și n-am mai tânjit să văd vreuna dintre picturile lui. Câteodată pe stradă îi întâlneam întâmplător pe ceilalți, Catarina, copiii, Maria Tins. Catarina și eu întorceam capul în altă parte și ne făceam că nu ne vedem. Era calea cea mai simplă. Cornelia mă cerceta cu ochi în care se citea dezamăgirea. Sperase probabil să mă distrugă definitiv. Lisbeth era totdeauna ocupată, fiindcă ea avea grijă de băieți care erau prea mici și nu mă țineau minte, dar Aladys umbla ca tatăl ei, ochii cenușii priveau în jur fără să poposească pe ceva din apropierea ei. După o vreme au apărut alți copii, pe care nu-i cunoșteam sau îi recunoșteam doar după ochii tatălui sau după părul mamei lor. Dintre toți, doar Maria Tin și Marghe mă băgau în seamă. Maria Tin îmi răspundea la salut din scurt din cap când mă vedea, iar Marghe venea pe furiș la hala de carne să stea de vorbă cu mine. De altfel, Marghe mi-a adus lucrurile lăsate de mine în casa lor, placa de faianță spartă, catea mea de rugăciuni, gulerele și bonetele. Tot ea mi-a vorbit în decursul anilor despre moartea mamei lui și cum el a trebuit să preia hanul ei, despre datoriile lor care creșteau într-una, despre accidentul lui Taneche cu uleiul încins. Într-o asemenea zi, Marghe m-a anunțat bucuroasă. Tăticul m-a pictat la fel cum te-a pictat pe tine, doar pe mine privind peste umăr. Știi, sunt singurele picturi făcute de el în genul ăsta. Nu chiar la fel, m-am gândit. Nu chiar la fel. Am fost mirată totuși că aflase despre pictura. Mă întrebam dacă o văzuse. Cu ea trebuia să mă porc cu mare grijă. A fost încă multă vreme o copilă și am simțit că nu se cuvenea să-i pun prea multe întrebări despre familia ei. Așteptam cu răbdare ca ea să-mi transmită noutățile. La vremea când se făcuse destul de mare și putea discuta deschis cu mine, familia ei nu mai prezenta un interes prea mare pentru mine, fiindcă acum aveam eu însă familia mea. Peter accepta vizitele ei, dar știam că nu-i făceau plăcere. El a răsuflat ușurat când Marghe s-a măritat cu fiul unui negustor de mătăsuri și a început să vină mai rar pe la mine și să cumpere carne de la alt măcelar. Iar acum, după 10 ani, eram chemată din nou în casa din care fugisem atât de năpraznic. În urmă cu două luni, tăiam ferit de limbă la tarabă, când am auzit cum o femeie care stătea la rând îi spunea alteia: „Da, când te gândești că a murit și a lăsat în urmă 11 copii și o văduvă înglodată în datorii.” Mi-am ridicat privirile și cuțintul mi-a pătruns adânc în palmă. N-am simțit durerea până când am întrebat: „Despre cine vorbești?” Și femeia mi-a răspuns: „A murit pictorul Vermeer.” După ce mi-am terminat treaba la tarabă, mi-am spălat și curățat foarte atent unghiile. Renunțasem de mult să le spăl îndelung, ceea ce îl distra în mod deosebit pe Peter tatăl. „Văd că te-ai obișnuit cu degetele pătate, așa cum te-ai obișnuit și cu muștele,” spune el cu mare plăcere. „Acum când cunoști lumea ceva mai bine, înțelegi că nu există întotdeauna motive să-ți păstrezi mâinile curate.” „Fiindcă se murdăresc din nou. Curățenia nu e un lucru atât de important cum credeai înainte, în vreme ce erai slujnică. Ce zici?”
Totuși uneori zdrobeam levănțică și o ascundeam sub cămașă să alung mirosul de carne care părea să se țină după mine și când eram departe de hala de carne. De nevoie mă obișnuisem cu multe lucruri. Mi-am schimbat rochea, mi-am pus un șort scurat și o bonetă proaspăt scrobită. Purtam boneta în același fel și probabil arătam cam ca în prima zi când plecasem să lucrez ca slujnică. Doar ochii nu mai erau atât de mari și de nevinovați. Deși era februarie, afară nu era ger. Mulți oameni ieșiseră în piața mare, clienții noștri, vecinii noștri, oamenii care ne cunoșteau și aveau să observe când am să fac primul pas pe Ude Langendick, după 10 ani. Până la urmă va trebui să-i spun lui Peter că am fost acolo, nu știam însă dacă voi fi nevoită să-l mint în legătură cu motivul pentru care fusesem chemată. Am traversat piața, apoi podul care ducea peste canal. N-am avut nicio ezitare, fiindcă nu voiam să atrag și mai mult atenția asupra mea. Am cotit prin tână și am intrat pe stradă, nu era departe. În jumătate de minut am ajuns la casa lor, dar am avut senzația că am parcurs un drum lung ca și cum călătorisem spre un oraș străin pe care nu-l mai văzusem de mulți ani. Fiind o zi blândă, ușa era deschisă și pe bancă stăteau câțiva copii. 4, 2 băieți și 2 fete, înșirați așa cum stătuseră surorile lor mai mari în urmă cu 10 ani, când sosisem la ei pentru prima dată. Cel mai mare umfla baloane, cum făcea Marghe, însă în clipa când m-a văzut, a luat de la gură țeava. Părea să aibă 10 sau 11 ani. După câteva momente mi-am dat seama că trebuie să fie Franciscus, deși nu recunoșteam în el mai nimic din copilașul pe care îl cunoscusem. Dar la drept vorbind, când eram tânără, nu aveam o părere foarte bună despre copii. Pe ceilalți nu am recunoscut, însă îi văzusem întâmplător în oraș împreună cu fetele mai mari. Toți s-au zgâit la mine. M-am adresat lui Franciscus. Te rog, spune-i bunicii că a venit Grit să o vadă. Franciscus s-a întors spre fetița cea mare. Beatrix, du-te și caută pe Maria Dins. Fata a sărit cu minte în picioare și a intrat în casă. M-am gândit la Marghe și la Cornelia, care cu mult timp în urmă se hotărâseră cu greu după ce se invitaseră una pe alta să mă anunțe și am zâmbit în sinea mea. Copiii continuau să se holbeze la mine. Știu cine ești, a declarat Franciscus. Nu cred că mă mai ții minte, Franciscus. Erai foarte mic atunci când te-am cunoscut. N-a dat atenție observației mele, își urmărea propriul gând. Ești doamna din tablou. Am tresărit și Franciscus a zâmbit triumfător. Vezi, tu ești, deși în tablou nu porți bonetă, ci ai pe cap o stofă ciudată, albastră și galbenă. Unde e tabloul? A părut mirat că întreb. La fata lui Van Riven, firește. Știi, el a murit anul trecut. Aflasem vestea la halac de carne și simțisem o mare și tainică ușurare. Van Riven nu mă căutase niciodată după plecarea mea de la familia Vermeer, dar trăisem tot timpul cu teama că o să apară din nou într-o zi cu zâmbetul lui prefăcut și cu mâinile pregătite să pipăie. Când ai văzut tabloul, dacă se află la familia lui Van Riven? Tăticul a rugat să-i îl împrumute pentru scurtă vreme, mi-a explicat Franciscus. A doua zi după ce tăticul a murit, mama l-a trimis înapoi fiicei lui Van Riven. Mi-am aranjat pelerina cu mâinile tremurând. A vrut să vadă din nou tabloul? Am izbutit să spun aproape în șoaptă. Da, fată. Maria Tins a părut în ușă. N-a îndreptat lucrurile aici, sigur, dar la momentul acela era într-o asemenea stare încât nimeni nu îndrăznea să spună nu, nici măcar Catarina. Maria Tins nu se schimbase deloc. Nu o să îmbătrânească niciodată. Într-o zi însă o să adoarmă ca de obicei și nu o să se mai trezească. Am plecat capul în fața ei. Îmi pare rău pentru pierderea suferită și pentru necazurile dumneavoastră, doamnă. Da, ce să-i faci? Viața e absurdă. Dacă trăiești atât de mult, nu te mai miri de nimic. N-am știut ce să răspund la asemenea cuvinte și am spus direct ceea ce știam că e adevărat. Ați dori să mă vedeți, doamnă. Nu eu, Catarina e cea care vrea să te vadă. Catarina? Vocea mi-a trădat uimirea. Maria Tins a zâmbit acru. Tot n-ai învățat încă să ții gândurile pentru tine, nu-i așa? Nu contează. Sper să-ți meargă bine cu măcelarul tău, dacă nu spune prea multe întrebări. Am deschis gura să vorbesc, apoi am renunțat. Așa e bine, văd că înveți. Catarina și Van Leeuwenhoek sunt în camera mare. El este executorul testamentar, înțelegi? Nu înțelegeam. Voiam să o întreb despre ce era vorba și de ce era acolo Van Leeuwenhoek, dar n-am îndrăznit. Am spus doar, da, doamnă. Maria Tins a chicotit scurt. Cele mai multe necazuri pe care le-am avut cu o slujnică, am urmărit ea clătinând din cap, înainte de a dispărea înăuntru. Am intrat în camera din față. Pe toți pereții erau și acum agățate tablouri, pe unele le-am recunoscut, pe altele nu. Mă așteptam parcă să mă văd și pe mine printre naturile statice și peisajele marine, dar firește eu nu eram acolo. M-am uitat la scările care duceau spre atelierul lui și m-am oprit. Am simțit o strângere de inimă. Mi se părea de nesuportat să stau din nou în casa lor și camera lui să fie deasupra mea, chiar dacă știam că el nu era acolo.
Timp de mulți ani îmi impusesem să nu mă gândesc la orele petrecute măcinând cu lor alături de el, stând în lumina ferestrelor, privindu-l cum se uită la mine. Pentru prima oară, după 2 luni, am devenit deplin conștientă că el murise. Murise și nu avea să mai picteze alte tablouri. Erau atât de puține, auzisem că nu pictase aproape niciodată mai repede, așa cum ar fi dorit Maria Tins și Catarina. De-abia când o fată a scos capul din camera răstignirii, de-abia atunci m-am forțat să respir adânc și să pornesc pe coridor către ea. Cornelia avea acum aproape vârsta acelei fete, Grit, care venise prima oară la ei în urmă cu 10 ani și devenise slujnică. Părul ei roșu se mai închisese la culoare în anii care trecuseră și era îmbrăcată simplu, fără funde sau șnururi. După atâta timp, nu m-am mai simțit amenințată de ea. Din potrivă, mi-era oarecum milă de ea. Perfidia îi marcase fața și îi dădea unei fete de vârsta ei o expresie neplăcută. Mă întrebam ce o să se întâmple cu ea, ce o să se întâmple cu ei toți. În pofida încrederii lui Taneke în priceperea Mariei Tins de a aranja lucrurile, era o familie mare cu datorii mari. Auzisem în piață că nu și-a achitaseră nota de plată la Brutar pe ultimii 3 ani și după moartea stăpânului meu, Brutarul se milostivise de Catarina și acceptase un tablou pentru a lichida datoria. O clipă m-am întrebat dacă nu cumva Catarina avea să-mi dea și mie un tablou în contul banilor datorați lui Peter. Cornelia și-a tras capul înapoi în camera răstignirii și am intrat în camera mare. Încăperea nu se schimbase mult de când lucrasem acolo. Patul avea încăperdele verzi de mătase decolorate acum. Erau acolo dulapul cu încrustații de filde și era acolo și masa și scaunele spaniole cu fundul din piele și tablourile familiei ei și ale lui. Toate lucrurile păreau mai vechi, mai prăfuite, mai uzate. Dalele roșii și maro ale pardoselii se crepaseră sau lipseau în unele locuri. Van Leeuwenhoek stătea în picioare cu spatele spre ușă, cu mâinile la spate și studia un tablou cu soldați care beau într-o tavernă. S-a întors și s-a înclinat în fața mea, același gentilom binevoitor. Catarina era așezată la masă. Nu era îmbrăcată în negru, așa cum mă așteptasem. Nu știu dacă avusese intenția să mă sfideze, dar purta mantila galbenă garnisită cu blană de hermină. Mandila părea mai decolorată, ca și cum fusese purtată de prea multe ori. Pe mâne se vedeau rupturi prost reparate și blana fusese mâncată în unele locuri de moli. Totuși, ea își juca rolul de doamnă elegantă a casei. Își pieptănase și aranjase cu grijă părul, își pudrase fața și își prinsese la gât colierul de perle. Nu-și pusese cercei. Fața nu se armoniza cu eleganța ei, nicio cantitate de pudră nu putea masca furia statornică, neplăcerea, frica ei. Nu voia să mă întâlnească, dar n-avea încotro. Doamnă, ați dori să mă vedeți? Am socotit eu că e mai bine să deschid discuția și să mă adresez ei, deși m-am uitat la Van Leeuwenhoek. În timp ce vorbeam. Da. Catarina nu mi-a arătat cu mâna spre un scaun, așa cum ar fi procedat cu o doamnă. M-a ținut în picioare. A urmat o tăcere stânjenitoare în vreme ce ea stătea jos, iar eu am rămas în picioare, așteptând să înceapă. Se vedea limpede că se chinuie să vorbească. Van Leeuwenhoek se muta de pe un picior pe altul. N-am încercat să o ajut. Se părea că nici nu aveam cum. Am urmărit cu mâinile ei amestecau niște hârtii pe masă. Pipăie muchiile casetei cu bijuterii de lângă cotul ei. Iau puful de pudră și îl pun la loc pe masă. Și-a șters mâinile pe o cârpă albă. Știți că soțul meu a murit acum 2 luni? A început ea în cele din urmă. Da, doamnă, am auzit. Mi-a părut foarte rău când am aflat. Dumnezeu să-l aibă în pază. Catarina părea să nu fi înțeles cuvintele mele modeste. Mintea ei era în altă parte. A luat din nou puful de pudră și și-a plimbat degetele printre firele lui. Vezi, războiul cu Franța ne-a adus în starea asta. Nici chiar Van Ruyven n-a vrut să mai cumpere tablouri, iar mama a avut necazuri cu strângerea rentelor ei și l-a fost obligat să preia ipoteca pusă pe hanul mamei lui. Nu-i de mirare că lucrurile au devenit atât de dificile. Ultimul lucru la care m-aș fi așteptat de la Catarina era să-mi explice de ce s-au îngoldat în datorii. 15 gulden după atâta vreme nu înseamnă prea mult, voiam să-i spun. Peter a renunțat la ei, nu vă mai gândiți la asta, dar n-am îndrăznit să o întrerup. Și apoi au fost copiii. Știi câtă pâine mănâncă 11 copii? Și-a ridicat privirile și s-a uitat o clipă la mine, apoi l-a fixat iar pe puful de pudră. Pâinea lor pe 3 ani valorează cât un tablou. I-am spus în gând, un tablou foarte frumos dat unui brutar înțelegător. Am auzit clâncănitul unei dale pe coridor și foșnetul unei rochii oprit de o mână. Cornelia, m-am gândit, spionează și acum, participă și ea la dramă. Am așteptat și am renunțat la întrebările pe care voiam să le pun. În cele din urmă a vorbit Van Leeuwenhoek. Grit, când există un testament, a început el cu vocea lui profundă, trebuie să se întocmească un inventar al averii pentru a stabili bunurile patrimoniale, în vreme ce se au în vedere și datoriile.
Totuși există probleme personale și Katarina vrea să se îngrijească în primul rând de ele. S-a uitat la Katarina. Ea continua să se joace cu puful de pudră. Oamenii ăștia tot nu se plac, m-am gândit. Nici măcar n-ar fi împreună în aceeași încăpere dacă s-ar fi putut. Van Leeuwenhoek a luat o foaie de hârtie de pe masă. El mi-a scris această scrisoare cu 10 zile înainte de a muri. Mi-a spus mie. S-a întors spre Katarina. Tu trebuie să faci asta, i-a poruncit el, fiindcă tu îi dai, sunt ai tăi, nu sunt nici ai lui, nici ai mei. Ca executor testamentar nici n-ar trebui să fiu aici și să asiz la asta, dar el mi-a fost prieten și aș dori să-i văd dorința îndeplinită. Katarina i-a smuls foaia din mână. După cum știi, soțul meu nu era un om bolnav, mi s-a adresat ea. N-a fost de fapt bolnav până cu o zi sau două înaintea morții. Tensiunea produsă de datorii l-a adus în pragul nebuniei. Nu mi-l puteam închipui pe stăpânul meu în pragul nebuniei. Katarina s-a uitat la scrisoare, i-a aruncat o privire lui Van Leeuwenhoek, apoi a deschis caseta cu bijuterii. A cerut ca ăștia să fie ai tăi. A scos cercei și, după un moment de ezitare, i-a pus pe masă. Am simțit că leșin. Am închis ochii și am atins ușor cu degetele spătarul scaunului să mă liniștesc. Eu nu i-am mai purtat niciodată, a declarat Katarina pe un ton amar. N-am putut. Mi-am deschis ochii. Nu pot să iau cercei dumneavoastră, doamnă. De ce nu? Ei mi-ai luat odată și în afară de asta nu hotărăști tu. A hotărât el și pentru tine și pentru mine. Sunt ai tăi. Ia-i. Am ezitat, apoi am întins mâna și i-am luat. Erau reci și netezi la atingere, așa cum mi-aminteam, și în curbura lor gri și albă se reflecta o lume. I-am luat. Acum pleacă, mi-a poruncit Katarina cu vocea înăbușită de lacrimi. Am făcut ce mi-a cerut. Mai mult nu pot. S-a ridicat. A boțit hârtia și a aruncat-o în foc. Am urmărit-o cum se aprinde cu spatele la mine. Mi-a părut cu adevărat rău pentru ea. Deși n-a văzut, m-am înclinat cu respect spre ea și apoi în fața lui Van Leeuwenhoek, care mi-a zâmbit. Să ai grijă să rămâi așa cum ești, m-a avertizase el cu mult timp în urmă. Mă întrebam dacă făcusem ce trebuia. Nu e ușor întotdeauna să știi. Am traversat abia atingând pardoseala, strângând în mână cercei, dar le desprinse pe sub tălpile mele s-au ciocnit între ele. Am închis fără zgomot ușa în urma mea. Cornelia stătea pe coridor. Rochea maro pe care o purta fusese reparată în câteva locuri și nu era atât de curată cum s-ar fi cuvenit. Când am trecut pe lângă ea, atingând-o ușor, mi-a spus cu o voce joasă, nesățioasă. Poți să-mi dai mie. Ochii ei hrăpăreți râdeau. Am întins mâna și am ars o palmă. Când am ajuns înapoi în Piața Mare, m-am oprit lângă steaua din centru și m-am uitat la perlele din mâna mea. Nu puteam să le păstrez. Ce să fac cu cerceii? Nu-i puteam spune lui Peter cum am ajuns să-i primesc. Ar fi însemnat să-i povestesc tot ce se petrecuse în urmă cu atâția ani. Oricum nu puteam să port cerceii. Nevasta unui măcelar, ca și slujnica, nu poartă asemenea lucruri. M-am învârtit în jurul stelei de câteva ori. Apoi m-am îndreptat spre un loc despre care auzisem, dar unde nu fusesem niciodată. Un loc ascuns într-o stradă doznică din spatele bisericii noi. Cu 10 ani în urmă nu aș fi vizitat un asemenea loc. Meseria acelui bărbat era să păstreze secretele. Știam că nu o să-mi pună nicio întrebare și nu o să spună nimănui că am fost la el. După ce văzuse atâtea lucruri care veneau și plecau, nu mai era curios să afle poveștile de care erau legate. A ridicat cercei în lumină, i-a ciocănit, i-a luat afară să-i privească cu ochii mijiți. 20 de guldeni, a spus el. Am dat din cap că accept, am luat monedele pe care mi le-a întins și am plecat fără să mă mai uit înapoi. Erau 5 guldeni în plus, pentru care nu aveam nicio explicație. Am separat cei 5 guldeni de monedele celelalte și i-am ținut strâns în pumn. O să-i ascund undeva unde Peter și fiii mei nu vor căuta. Un loc neașteptat despre care știam doar eu și nu am să-i cheltuiesc niciodată. Peter o să fie încântat cu restul monedelor, datoria era acum achitată. Însemna că nu plătise nimic pentru mine. O slujnică pe gratis. Sfârșit.